suspecioasele mașinării, partea a doua. După cum vă amintiți din episodul trecut, soldații robotizați au invadat Pământul, iar roboți identici cu prietenii lui Garfield erau fabricați pe planeta Sprocket. Și unde era Garfield? Unde altundeva? Mânca lasagna! Hei, pești în oată? Păsările zboară, iar eu trebuie să mănânc. Atenție, e timpul să hrănești motanul. Să hrănești motanul? Oh, grație, Zoe. Nu știu ce m-aș face fără tine. Poftim, micule motanello. Îmi pare rău că nu ți-am dat de mâncare înainte. Un nominuto. Te-am hrănit deja. Vezi câte pete sunt aici și câte farfurii murdare. De fapt, cred că ți-am dat 12 porții. Atenție, de lasagna alla Victor. Să hrănești motanul. Să hrănesc motanul? Oh, da, Zoe, mulțumesc că mi-ai reamintit. Trebuie să hrănesc motanul. Asta e cea mai importantă descoperire științifică de la inventarea crutoanelor cu brânză semi-preparate. Atenție, e timpul să hrănești motanul. Gata, poftim. Am hrănit motanul. Atenție, e timpul să hrănești motanul. Să hrănesc motanul? Zoe știe mereu. Mă întorc imediat cu ceva de mâncare, motanule. Hai, gătele, spaghetoni, cannelloni, rigatoni, fusilla, vai, spirale, riccioline, e anche la lasagna al pomodoro. Maccheroni, manicotti, mostaccioli, orecchiette, anche un po' di pizza al pomodoro. Bucatini e lumaconi, vermicelli e gli zitoni, cavatelle ben fettuccine, e anche la lasagna al pomodoro. Tortiglioni, tortellini, cappellini, e anche un po' di pizza al pomodoro. Iubii! Atenție, e timpul să hrănești motanul. Zoe era foarte inteligentă. Muncea zi și noapte în această clădire, răspunzând la întrebările întregii lumi. Iar lumea avea multe întrebări. Zoe, care e capitala țării Peru? Capitala țării Peru e Lima. Zoe, ce să pun în caserola cu ton și tăiței? Ton? Tăiței cu ou, supă cremă de ciuperci și crutoane deasupra. Zoe, pourriez-vous me dire comment se rendre à la gare ferroviaire, s'il vous plaît? Allez, tout droit jusqu'au prochain carrefour et tournez à gauche au feu de signalisation. Zoe, unde mi-am lăsat portofelul? A căzut în spatele dulapului. Ai acolo și o jumătate de a cadea. Am scotocit toată clădirea cu excepția acestui coridor. Atunci trebuie să fie acolo undeva. Zoe, știi cumva unde sunt motanul și câinele meu? Zoe, s-a auzit o explozie? Sunt războinici invadatori de pe planeta Sprocket. Vor să mă captureze și să mă înlocuiască cu... Zoe? Am revenit. Care a fost întrebarea ta? Zoe? Da, eu sunt Zoe, sigur că sunt Zoe. Bine, unde pot găsi motanul și câinele? Du-te în Nord-Vest Valley, acolo vei primi alte indicații. Peste câteva clipe, John Arbuckle a pornit la drum spre Nord-Vest Valley. Înaintat 6 km spre nord și virați la stânga pe drumul McGuire. Asta făceau și alte sute de oameni, în curând mii, inclusiv și proprietarul acestei pizzerii. Zoe, te-am întrebat care e scorul la baseball. Ți-am spus să mergi în Nord-Vest Valley chiar acum. Nu înțeleg, dar Zoe nu m-a ghidat niciodată greșit. Și după un tipar întâlnit în tot orașul, când pământeanul pornea spre Nord-Vest Valley, era înlocuit de un robot identic cu el sau ea. Hei, Vito! Mai vreau pâine cu usturoi. Mai vrei pâine cu usturoi, animal pisică? Nu e sănătos pentru tine să mănânci atâtea preparate bogate în uleiuri și brânzeturi.
Trebuie să prepar pizza. Trebuie să prepar pizza. Trebuie să prepar pizza. Controlor principal, monitorizez acel momotan. Vreau să aflu dacă se lasă păcălit de robot. Idiotule, nu-mi pasă dacă păcălim sau nu motanul. E o amenințare la adresa planului nostru. Eliminați-l! Îi voi ordona robotului să-l elimine pe momotan chiar acum. Bine, trebuie să fac mai multe felii. Eu... Nu știu, dar orice va face, sunt sigur că va fi în ordine. Voi distruge motanul. Nu cred că asta e în ordine. Hă? Vei distruge motanul? Să uităm de feliile de pizza și de pâinea cu usturoi. Nici nu le voiam, odie cel care le-a cerut. Nu știu de ce se comportă așa. Poate că John nu a plătit factura lunară sau așa ceva. Hei, nu e ușor să plătești $5,000 pe lună pentru lasagna? Gata, punct! De acum înainte mergem la Luigi! I-a urmărit pe străzile orașului. Pe oriunde alergau motanul și cățelul, silueta lui Vito Bucătarul era pe urmele lor. Odi, nu mai pot alerga. Să luăm autobuzul. Scuzați, faceți loc, trec un motan și un câine. Scuze că v-am călcat, scuzați. Scuzați, scuzați. Nu, nicio grijă. Nu coboară la stația următoare. E un autobuz expres. Următoarea oprire e în celălalt stat. Dacă motanul și cățelul credeau că au scăpat, se înșelau. Fiecare mișcare de-a lor era urmărită de controlorul principal. Motanul a scăpat! Motanul a scăpat! Avem alți roboți care vor intra pe partii! Transmite-le tuturor că nu e nimic mai important decât eliminarea acelui motan! Imediat! Ce l-a apucat pe Vito? Dacă va mai încerca să mă distrugă, voi trece la mâncare chinezească. Nu, nu mi-e teamă. Chiar nu mi-e teamă de nimic. Oh, Garfield! Oh, par foarte înspăimântat. Ai vrea ca eu, Eddie Gourmand, faimosul critic culinar, să te conduc acasă? Da! Zoe, care e cea mai scurtă rută pe care se poate ajunge la casa lui Arbuckle? Nu te duce acolo. Te voi ghida eu spre Nord-Vest Valley. Ah, dacă spui tu, Zoe, pornesc chiar acum. Ajung imediat. Domnule, stai exact în locul pe unde vreau eu să trec. Pot să spun că arăți cu adevărat neplăcut. Ai putea pierde niște kilograme, de exemplu, aproape pe toate. Și hainele hidoase, să vedem. Mașina mea era în spate. Mă simt în siguranță cu Eddie. Poate fiind că am destul loc să mă ascund în spatele lui. Mă va apăra? Garfield! Trebuie să-l distrug pe Garfield. Ai văzut? Ți-am spus eu că mă va... Trebuie să-l distrug pe Garfield acum. Păi, măcar va fi ușor să fugim de el. E prea greoi. Setează robotul pe mod săritură. Mod săritură, imediat. Oriunde ar fi fugit, el era pe urmele lor. Acest săltăreț personaj episodic. Odi, să nu mă lași să mă îngraș atât de mult încât să pot face asta. Să ne despărțim. Nu ne poate urmări pe amândoi în același timp. De fapt, e atât de gras încât chiar ar putea. Fugi! Eddie e ciudat. Contul lui e stabil, dar el e săltăreț. Trebuie să scap de el.
Oh, Garfield, ce e? Parcă am tensionat, disperat. Doctorul Weeble, un alt personaj episodic. Sper că nu e tot un săltăreț. Având în vedere că sunt psihiatru, poate te voi ajuta. Adevărat, ești motan, nu înțeleg ce spui, dar nu-i înțeleg nici pe pacienții mei. Biroul meu e chiar aici. Oh, cât timp? Ai o canapea? După câteva momente, motanul a fost examinat de doctorul Weeple, sau așa credea el. Ai sentimentul că toți cei din jur ți-au pus gând rău? Da. Și știi cumva de ce ai acest sentiment? Da, fiindcă toți cei din jur mi-au pus gând rău. Dar asta e ridicol. Știu că e posibil să ai acest sentiment uneori, dar e numai în imaginația ta. Îmi retrag cuvintele. Cei din jur nu mi-au pus gând rău. Aproape toți cunoscuții mei sunt aici. John, Liz, Vito, Dogboy, Minerva și Drusilla. Sau era Drusilla și Minerva? Doamna Căldare, Jim Davis, mătușa Ivy. Al, Jim Davis? Vai, după câți bani am făcut pentru el, ai crede că nu mi-ar deveni dușman? Garfield trebuie distrus. Să fie acesta sfârșitul pentru Garfield? Va ajunge să-și întâlnească în sfârșit creatorul?